Aniversăm 175 de ani de la înființarea școlii gimnaziale numărul 1 Chirnoce. Atât eu cât și colegii mei vreau să mulțumim domnului profesor Ceaușu Constantin pentru că a scris această monografie a școlii noastre dedicate acestei zi aniversare și tuturor care au sprijinit acest proiect. Domnul primar, domnul viceprimar, Consiliul Local al Comunei Chirnoce. Am plăcerea să vă anunț prezența în mijlocul nostru a domnului inspector școlar general adjunct, domnul profesor Constantin Tudor, de la Inspectorul Școlar al Județului Călărași. Vă rugăm. Bună ziua tuturor! La mulți ani cu ocazia Zilei Naționale, vă rog să-mi permiteți să vă spun câteva cuvinte. Pe de o parte, datorită faptului că de 1 decembrie este momentul să ne bucurăm cu toții, o bucurie care astăzi pentru noi, profesorii din județul Călăraș, este împlinită și de un moment creat de un coleg al nostru, de un istoric care merită toate aprecierile celor care l-au cunoscut. Este vorba de domnul profesor Ceaușu, care astăzi, la venerabila vârstă de 72 de ani, dovedește că este tânăr spirit și că iubește în continuare școala și, bineînțeles, pe colegi și mai ales pe acești copii frumoși care n-au simțit, poate, la fel de mult cum am simțit noi genul de afară, dar au strâns cu stoicism din dinți, pentru că este bine ca de Sărbătoarea Națională să trecem peste toate greutățile. În ceea ce privește cartea și momentul de astăzi, vreau să-i felicit în primul rând pe domnul primar, pe domnul viceprimar, școala și comunitatea din Chirnoci, că s-a gândit și a găsit resurse să publice o carte despre o instituție pe care noi românii o iubim la fel de mult ca și biserica. De altfel, între biserică și școală a existat în permanență o strânsă legătură, se spunea afară că aceasta este cea școala din 1839, este prima școală publică din Chirnoci, pentru că învățătură de carte a existat întotdeauna pe lângă preoți, acolo unde tinerii satelor doreau să învețe buchea, cum se spunea în epocă. Și bineînțeles să poată să ducă mai departe această lumină pe care noi creștinii o găsim atât în dragostea față de Dumnezeu și de Iisus, cât și în posibilitatea de a descifra lumina dintr-o pagină de carte. Despre asta este vorba la acest eveniment deosebit, anume posibilitatea ca de 175 de ani, aici, la Chirnoci, cu mici întreruperi generate de perioade deosebit de dificile pentru neamul românesc și pentru chirnoceni. Mă refer aici, în primul rând, la perioada 1916-1918, pe care cândva am cercetat-o și eu. Și noi, cei din zonă, am avut extraordinar de mult de suferit, nu atât din cauza ocupației germane, cât mai ales în primele luni din cauza ocupației bulgărești. Și totuși aici, oameni devotați scrisului, oameni devotați școlii și devotați copiilor, au reușit, timp de 175 de ani, să aducă în casele dumneavoastră, ale înaintașilor noștri, un pic de mai bine, pentru că un om fără educație este un om care va trăi în continuare într-o perioadă sau într-o ignoranță care generează nu totdeauna binele. Astăzi, după cum observați și dumneavoastră, școlile din Chirnoci, că sunt mai multe, arată bine, arată frumos. Suntem într-o încăpere destinată educației sportive și alături avem o școală frumoasă, reabilitată. Eu chiar mă bucur că la vremea respectivă eram inspector școlar general și am reușit să sprijinim Comuna Chirnoci ca să obțină fonduri pentru reabilitarea acestei școli, care arată ca o școală pentru o comună frumoasă și bogată, așa cum spunea astăzi
domnul primar cu oameni frumoși și oameni gospodari. Am să mă opresc aici înainte de a spune că avem o echipă, o adevărată echipă de cadre didactice în comuna Chirnoci, oameni pe care îi cunosc și din inspecții și din modul în care se comportă și câștigă premii elevii din Chirnoci la concursurile județene și naționale. Și este bine să știți că atât la română cât și la matematică, copiii dumneavoastră, copiii chirnocenilor, sunt printre cei mai buni copii din județul Călăraș. Și acest lucru se datorește cadrelor didactice, colegilor noștri pe care astăzi, în zi națională, să-mi permite să-i felicit și să le urez toate cele bune. La mulți ani, cu multă sănătate! Mulțumim pentru cuvinte deosebite frumoase. Să rugăm pe domnul primar să ne mai spună câteva cuvinte, iar cei care vreți să vorbiți despre monografia domnului profesor Constantin Ceaușu, sunteți poftiți mai aproape aici. Mulțumim! Eu vreau să vă spun că este o mare cinste și onoare pentru mine să mă aflu în funcție de primar la acest moment aniversar, când școala numărul 1 face 175 de ani de la înființare. În această postură aș vrea să aduc respectul și mulțumirile mele pentru toți cei care au fost și sunt implicați în desfășurarea actului educațional, de la cei care au pus piatra de temelie a acestei școli și până la dascării care activează astăzi în această școală. Vreau să asigur pe toți de tot sprijinul meu, al primăriei și al Consiliului Local, ca activitatea educațională să se desfășoare la un nivel cât mai ridicat. Să aveți toată baza materială la dispoziție și toate condițiile optime pentru desfășurarea actului educațional. Tuturor vă mulțumesc pentru activitatea pe care o desfășurați, vă urez cât mai multe rezultate bune și la mulți ani! Mulțumesc frumos! Până se pregătesc copiii care sunt așa de frumoși și de patrioți pregătiți de cadre didactice ale școlii 1, cu un mic program artistic, o să întrebăm cine dorește să mai ia cuvântul, să vorbească despre cartea domnului profesor, într-o deosebită carte. Îi dăm cuvântul domnului profesor Mavrodin înainte de a mulțumi în mod deosebit prietenilor noștri de la Radio TV Oltenița, domnului Dragon și echipei, care, deși presați de multe invitații, întotdeauna au onorat invitația de la Chirnoci. Domnul profesor Mavrodin. Stimați auditori, stimați elevi, cadre didactice, jandarmi și alte profesiuni care sunt astăzi strânși aici la Chirnoci. Am plăcerea să particip la această lansare de carte a colegului meu Ceaușu Constantin. De fapt, o să mă refer puțin la, în ansamblu, la activitatea scriitoricească a domnului profesor Ceaușu. În primul rând, îi mulțumesc pentru acea vastă monografie a comunei Chirnoci, poate una dintre cele mai complete monografii care a fost scrisă în județul Călăraș. Cartea, care are peste 500 de pagini, a scos și o a doua ediție, revăzută și adăugită, este într-adevăr un corolar al activității sale de profesor, de director al școlii de la Stupinele, apoi director al liceului Neavoie Basarab din Oltenița. Iată că surpriza este mare, scoțând această carte, 175 de ani de învățământ al școlii din Chirnoci. Nu știam că totuși are 175 de ani această școală chirnogeană. Deci, înființată în 1831. 39, da.
O să citesc și eu această carte pe care o să o procur de la domnul profesor prin bunăvoința domniei sale și o să o parcurg, cum se zice, cu creionul în mână pentru a vedea, într-adevăr, că aici s-a făcut carte, aici au fost cadre didactice destoinice care au învățat copiii să prețuiască ceea ce este frumos, binele și, în ultimă instanță, să prețuiască morala creștină pe care noi românii trebuie să o avem de fiecare dată. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor și invităm copiii de la școala 1. Cistem ouă, Doja, Iancu, Horia, Cloșca, Crișan și ție, Tudor din Vladimir.